În cartea Ieremia, la capitolul 31, cu versetul 4, stă scris Te voi așeza din nou și vei fi așezată din nou fecioara lui Israel. Te vei împodobi iarăși cu timpanele tale și vei ieși în mijlocul jocurilor voioase. Eram în clasa a 12 -a și în confuzia mea cu privire la viitor, am lăsat garda jos în multe privințe. Deseori Avântul meu spre libertate, prieteni și lume, se întâlnea cu vorbele părinților pe care căutam să-i țin cât mai departe de ceea ce vedeam eu că intră în contradicție cu sfaturile lor. Într-o noapte târziu, ajuns acasă din locuri despre care nu aș fi vrut să am nicio discuție cu mama sau cu tata, am intrat încet în casă, căutând să nu mă vadă și să nu mă audă nimeni. Camera părinților avea ușa deschisă, și mama, pe genunchi, se ruga pentru mine. Mă aștepta ore întregi în rugăciune pentru mine. Aproape că nu mai puteam să fac niciun pas. Îmi venea să intru în pământ. Îmi era rușine să mă întâlnesc cu ochii ei care nu au putut adormi de grija mea. Zgomotul arcurilor atunci când. M-am așezat pe pat. I-au dat mamei semnalul că sunt acasă. S-a ridicat de pe genunchi și a venit la mine. Era senină și cu fața blândă. Mă temeam că mă va întreba de unde vin, de ce așa târziu, cum de-am uitat tot ceea ce m-au învățat ei. Dar, cu bunătate, mi-a spus doar: E târziu și n-ai mâncat nimic, nu-ți e foame. Pentru a doua oară, îmi venea să intru în pământ de rușine. Niciun reproș, nici o acuză, nici o întrebare acuzatoare, nimic. Atunci, chiar la ora aceea târzie, copleșit de ceea ce trăiam, am luat cea mai importantă hotărâre. Atunci am înțeles toate sfaturile lor. Atunci am înțeles ce este dragostea necondiționată și diferența față de lumea de afară de unde eu veneam. Fără să mai spun nimic, m-am plecat pe genunchi și am dat viața mea lui Dumnezeu. Atunci am hotărât că îmi voi onora părinții și îl voi urma pe Dumnezeu toată viața mea. Prea adesea suntem aspri și nerăbdători unii cu alții, dar când descoperim minunea iubirii lui Dumnezeu în viața noastră, Învățăm să iubim pe ceilalți. Atunci vom ști să arătăm bunătate față de cei mici și față de cei mari. Atunci suntem gata să îl întâlnim pe Isus, pentru că frumusețea iubirii sale se oglindește în noi. Doamne, îți mulțumesc pentru cei care mi-au arătat iubire și bunătate. Ajută-mă să arăt și eu iubire și bunătate față de cei din casa mea și față de semenii mei. Roagă-te astăzi pentru părinții tăi, dacă mai sunt în viață. Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru dragostea și bunătatea lor pentru tine.